pentru cei mici părinți și mici credincioși. Iată, cu ajutorul Dumnezeu, suntem împreună seara aceasta pentru a ne bucura duhovnicește, pentru a ne întâlni și pe plan duhovnicesc cu un mare dascăl de teologie și duhovnic, Părintele Profesor Stăriloae. Ei ne întâlnim cu dânsul și într-un fel ne întâlnim cu dânsul și în alt fel cu Părintele Profesor Gheorghe Horgea, ucenic al Părintele Stăriloae. Cu 22 de ani în urmă, în noaptea de 4-5 octombrie, Părintele Profesor Stăniloae trecea la cele veșnice. El însă este prezent și cel puțin, din câte știu eu, dintre profesorii de teologie, profesorii pe care am avut, aproape cu toți, este cel mai invocat. Iată că valoarea o arată și posteritatea, sau poate mai mult posteritatea. Și avem nevoie de aceste întâlniri cu părinții noștri, cu dascării noștri, prin intermediul. În seara aceasta, prin intermediul Părintele Profesor Gheorghe Horgea, ne întâlnim cu Părintele Profesor Dumitru Stăniloae. Deci, o întâlnire la nivel înalt, am putea să spunem, și datorită faptului că ne întâlnim cu, așa cum spuneam, cu unul dintre cei mai mari profesori și dascăli de teologie noștri, dar și intermediarul este, așa cum îl cunoaște și este cazul, de același nivel. Așa că să îl rugăm pe Părintele Profesor, chiar dacă cu câteva clipe înainte a reclamat faptul că este cu frisor, așa, toți am trecut și la trecem așa din momentul acesta, a venit totuși în condițiile acestea, la această întâlnire, pentru că iubește pe Părintele Stăniloae și își dorește ca să comunice cât mai mult, să mijlocească cât mai mult din valoare, tezaură pe care acest om l-a lăsat și pe care trebuie să folosim și este bine să folosim. Înainte de a începe să vorbească pentru profesor, vă rog, dacă permite, să facem o mică Consider că putem să
întâlnim în același duh, cu frânturi de amintiri și în aceleași frânturi de viață. Noi am intitulat această seară Viața Părintelui Dumitru Stăniloae ca itinerar filocal. Un lucru pe care de multe ori îl ignorăm în teologia noastră, este acesta al întâlnirilor providențiale. Participam la lucrare de doctorat și atrăgeam atenția candidatului și asupra întâlnirilor providențiale ale marelui scriitor Dostoevski, întâlnirea providențială, să zicem, cu Ambrozii de la Optina și alți duhovnici. Este foarte important să te întâlnești cu alții duhovnicești. Dacă ar fi să vorbesc despre Părintele Stăniloae, ca întâlnire providențială, aș spune că am întâlnit cu Părintele nu atât prin opera, prin faptul că în 1978, când am intrat la Seminarul Teologic din Buzău, apăruseră cele trei volume de teologie dogmatică. Apoi, în perioada facultății, Părintele Stăniloae nu era profesor de mult la facultate, probabil până în 1978 a mai predat pentru cei de la magister, de la doctorat. Și, sincer, nici nu știam că mai locuiește sau că trăiește în București. Dar am ajuns la Mănăstirea Bistrița, la Neamț, și cineva mi-a propus, văzându-mă preocupat de teologie, dânsul era mai mult spre istorie și a zis, cam așa mi-a zis, ba de Viorele, eu încerc să te trag spre istorie și mai tare ești filozof. Ar trebui să-l cunoști pe Părintele Dumitru Stăniloae și așa cum ucenicii în Evul Mediu măturau prin atelier și prindeau meseria măturând, așa ar trebui să mături și dumneata în pridvorul casei Părintele Dumitru Stăniloae. Așa l-am cunoscut pe Părintele Dumitru Stăniloae, tot recomandat. Ceea ce m-a copleșit, vă dați seama, fiecare tânăr își face o imagine a unei personalități copleșitoare, care, pe lângă opera scrisă, traducerea Filocaliei, era o personalitate atât de desinvocată, citată, însă, prima impresie pe care am avut-o, mergând în acel apartament, garsonieră, nu știu cum să o numesc, de pe strada Cernica, unde a locuit Părintele Dumitru Stăniloae, se întâmpla aceasta în 1985-86, a fost aceea unui bătrân, stareț, gheronda, în fața căreia te simți firesc. Nu mai complex. Am avut un curaj deosebit, să vorbesc despre preocupările mele, despre apropierea de existențialism. Citisem pe Nicolae Berdeaier, Gabriel Madinier și așa mai departe, existențialiștii francezi în special. Și ceea ce m-a surprins a fost generozitatea cu care Părintele Dumitru Stăniloae îi privea pe tine. Aș putea spune că în acel moment am simțit această înfiere duhovnicească și această generozitate care pe mine mă smerea din ce în ce mai mult. De ce? Pentru că aveam impresia că mă supra-dimensionam. Aveam impresia că mi-am acordat de prea mare atenție că nu am lucru. Simplitatea Părintelui Stăniloae avea această simplitate care pentru mine era dezarmantă. De ce? Pentru că, așa cum s-a văzut și după 90, marile personalități, chiar din teologie, care au apărut în Agora, erau, oarecum, personalități spectaculoase. Ori Părintele Stăniloae nu avea nimic din toate acestea. Probabil un scris
cei care au citit-o de la Părintelui, acolo, într-adevăr, avea acest verb care uneori ne încurca pe mulți. Dar, ca Părinte, ca prezență, Părintele Stăniloae era de o simplitate dezarmantă, aș putea spune. Simțea așa pace și acea liniște pe care o simțeai și în preajma marilor lucruri și pe toate vremea aceea Părintele Paisie Ulau, pe care l-am văzut la Sicla, l-am vizitat, a fost de mai multe ori la Sicla, Părintele Elefterie Mihali, care era la Mănăstirea Agapia Veche, sau Părintele Europa de la Mănăstirea Silvestrie. Acest firesc duhovnicesc m-a copleșit. De ce? Pentru că sunt convins nu merit acest că sunt ucenic al Părintelui, nu. Părintele a fost genial și pentru secolul 20 rămâne, mă spun Părinte al Bisericii, așa cum spuneau o serie dintre teologii de marca în secolul al 20-lea. Însă, aș putea să vă mărturisesc doar câteva aspecte, pentru a trece după aceea la viața Părintului ca itinerar. Dar am vorbit de aici pentru că trebuie să subliniez. În teologie, întâlnirile providențiale sunt esențiale. În spiritualitatea ortodoxă, întâlnirile cu Gheorghe, cu Părintele duhovnicesc, sunt esențiale și uneori sunt determinante pentru itinerarul vieții fiecăruia dintre noi. Doar câteva aspecte. Faptul că m-a înfiat duhovnicește. Așa cum l-a înfiat, îi înfiat pe fiecare dintre cei care îi călcau prag. Fie că vorbim de Costion Nicolescu, fie că vorbim de pictorul Horia Paștenea, care era permanent în casa Părintele Dumitru Stăniloae, stătea și foarte aproape de Părintele Stăniloae, fie că vorbim de Margara Buciorovan, polonistă, pe care Doamna Maria Stăniloae a asemeniat cu Maria, fica familiei Stăniloae, care s-a stins la vârsta de 13 ani și îi spunea Maica Preoteasă de fiecare dată, uite, zice, nu-i așa că seamănă cu Maria noastră, Marioara Buciorovanu, pe care mai ales Doamna Preoteasă Maria Stăniloae îndrăgește-o foarte mult. Fie că vorbim de Ana Bal, de Costea Muntană, de Cornel Bal, de soții Suceabă, și de alți și de alți alte persoane care au călcat pragul. Deci pe fiecare e înfiat. Sunt convins că fiecare are amintire. Ceea ce v-aș putea spune personal despre mine este că a fost întotdeauna atent cu acest itinerar al meu. Itinerar nu numai teologic. Și aș da câteva exemple, nu știu dacă am aici. Da. Teza de licență am făcut-o la Teologia Dogmatică. Părintele Decan, care este de față aici, știe că atunci era profesor de Teologie Dogmatică, Părintele Dumitru Radu, Dumnezeu să-l primească. Mi-am ales o temă, persoană și comuniune, pe care am dorit-o în Teologia Părintelui Stăniloae. Și Părintele Dumitru Radu a considerat că e suficient persoană și comuniune. Trebuie să vă mărturisesc așa, un amănunt picant. Planul l-am făcut cu Părintele Stăniloae. Îmi pare rău că nu mai am acele foi, unde Părintele Stăniloae cu creion a scrisat planul acestei teze de licență. Persoană și comuniune. Când am ajuns la Părintele Dumitru Radu, bineînțeles, când am fost peste cacea. Nu de aici, cum era dânsul foarte... Dar, totuși, am continuat să merg pe planul Părintele Dumitru Stăniloae și când am finalizat lucrarea, era și teamă că Părintele Dumitru Radu va respinge lucrarea. Din potrivă, a avut cuvinte de apreciere pentru teza de licență, dar faptul că Părintele Dumitru Stăniloae a vibrat la această, să zicem, acest urcuș al vieții mele, îl am aici. Este dovadă. Deci, pe teologia dogmatică, numărul
treilea, scrie Părintele Sămiraie în 1988, lui Gheorghe Pireu Horda, cu bucuria pentru frumoasa teză de licență domnică. Deci, faptul că Părintele avea atenție pentru mine, asta era cu greșitor. A trebuit să, după aceea, mergând la Seminarul Teologic din Buzău, am organizat în 1991, am continuat să... am încercat să împărtășesc această teologie a Părintelui Dumitru Stănilae. Ce am înțeles din ea? Și în 1991 am organizat un simpozion Dumitru Stănilae, Seminarul Teologic din Buzău, deci treia Părintele Dumitru Stănilae, cu Părintele, invitați fiind Părintele Profesor Galeriu și poetul Ioan Alexandru. A fost consemnat în revista Bucurea Seminarului Teologic din Buzău. Cea mai frumoasă mărturie pe care o am din acea perioadă este această scrisoare, este manuscrisul acesta, o scrisoare adresată de Părintele Dumitru Stănilae, elector Seminarului Teologic din Buzău. Este original, așa scria Părintele, scria în sus, unii ziceau că scria cam râs, dar nu, este vizibilă această scrisoare. Și am să vă citesc din această scrisoare doar câteva fragmente care arată căldura și, în același timp, firescul Părintele Dumitru Stănilae. Iubiți elevi ai Seminarului Teologic din Buzău. Am aflat prin poetul Ioan Alexandru despre intenția voastră, binecuvântată de preasfințitul episcop Epifanie, de a sărbători modesta mea persoană și opera mea teologică, astăzi, în Duminica Ortodoxiei din acest an. Știrea aceasta m-a pus într-o cumpănă în privința răspunsului ce se cuvine să vi-l dau. Dată fiind voința mea de a nu păcătui împotriva omeniei, ce m-am silit să o păstrez în cursul vieții mele. Pe de o parte, această simțire mă îndeamnă să dezaprob hotărârea voastră de a mă sărbători, adică fiind încă în viață. Pe de altă parte, atenția iubitoare ce ați manifestat-o față de mine îmi cerea să nu mă arăt nepăsător față de voi. Până la urmă am socotit că pot împăca aceste două simțiri care par contradictorii, făcând din cuvântul meu de mulțumire un mijloc de încălzire a inimii voastre pentru dragostea lui Hristos, așa cum m-am silit să o fac cu modestele mele puteri prin tot scrisul meu. Deci, iată, pe de o parte, omenie. Cred că acest lucru l-am putea sublinia și în cele câteva repere ale ierarhiei filocalice al vieții Părintelui Stănilae, am să caut să punctez, să subliniez acest lucru. Omenia. Este o scrisoare deosebită în care Părintele îndeamnă pe elevii seminariști de la Buzău să se apropie cu încredere de acest tezaur al învățăturii Bisericii și, bineînțeles, să-l guste pe Mântuitorul de Iisus Hristos. Un alt moment, și cu aceasta aș putea să... Dar am vrut să arăt această grijă, pe care, repet, Părintele Stănilae nu mi-a arătat-o numai mie, a arătat-o tuturor celor care i-au călcat prag. Plecarea mea la Bursă, în Grecia, s-a datorat de Părintele Stănilae, mi-a dat o recomandare în care, bineînțeles, în care transpare generozitatea părintelui. Recomandare care, pe care am dus-o profesorului Nicolaos Matsoukas. Am plecat abia după ce Părintele Dumitru Stănilae a trecut la cele veșnice, deci abia în 1994, dar pe baza aceleași recomandări. Și mi-a zis așa. Părinte, ai putea să mergi în Germania. Eu cunosc. Aș putea să te ajut. Ai avea limba germană ca un instrument de cercetare, metodă de cercetare, dar frăția ta care ești tăi, consider că este mult mai bine să mergi în Grecia.
Deci clerici vei sluji liturghia în fiecare zi, avea o sensibilitate de orice. Și așa am ajuns la Facultatea de Teologie din Tesalonica, la Universitatea Aristotelului. Această apropiere, această întâlnire providențială mă face să vorbesc în această seară, subliniind încă o dată rolul întâlnirilor providențiale. Rolul întâlnirilor providențiale. Și cred că de aici începe itinerarul filocalic al vieții Părintele Dumnezeu Stăniloae. De ce? Pentru că majoritatea celor care au analizat opera Părintelui Dumitru Stăniloae au folosit acest mod. L-am căutat pe Dumnezeu în oamenii din satul meu. Apoi în cărți, în idei și în simbol. Dar acest lucru nu mi-a dat nici pacea și nici iubirea. Într-o zi, am descoperit în scrierile Sfinților Părinți ai Bisericii că este cu putință să-L întâlnești în mod real pe Dumnezeu prin rugăciune. Și atunci l-am auzit zicându-L: îndrăznește să înțelegi că te iubesc. E minunat. Îndrăznește să înțelegi că te iubesc. Eu cred că una din marile probleme ale vieții noastre, nu ne vine să credem cu câtă noblețe ne-a înzestrat Dumnezeu. Cu câtă noblețe a înzestrat Dumnezeu firea umană, pe care a trecut-o prin toate etapele, dar mai presus de toate a trecut-o prin moarte, înviere și înălțare la cer. Îndrăznește să înțelegi că te iubesc. Cred că aceasta este, este o expresie care ne dă nouă un răspuns la toate angoasele noastre, la toate depresiile, la toate deznădejdile noastre. Îndrăznește să înțeleg că te iubesc. Atunci, cu răbdare, m-am pus pe lucru. Astfel am înțeles, treptat, că Dumnezeu este aproape, că mă iubește și că umplându-mă de iubirea Lui, inima mea se deschide celorlalți. Am înțeles că iubirea e comuniunea cu Dumnezeu și cu celălalt. Și că fără această comuniune, lumea nu este decât tristețe, rutină, distrugere, masacru. Să vrea lumea să trăiască în această iubire și atunci ar cunoaște viața veșnică. Am încheiat acest citat din Părintele Dumitru Stăniloae, care se găsește în cartea tradusă și în limba română, Dumitru Stăniloae, mică, dogmatică, vorbită, Părintele Marc Antoan Costa de Bărgadea, mai întâi din la franceză, o scumpărând încă jutem, îndrăznește să înțelegi că te iubesc. Această căutare a Părintele Dumitru Stăniloae, așadar, începe în mod providențial prin oamenii din satul său natal. Mai întâi, pentru că am intitulat această seară Viața Părintele Dumitru Stăniloae ca itinerar filocalic. Așa cum mărturisește Părintele, l-am întâlnit pe Dumnezeu mai întâi în familia lui. În părinții săi. Părinții săi, despre care mărturisește la un moment dat, părinții mei au avut o influență decisivă asupra formației mele. Mama mea se numea Rebecca, era o fire foarte religioasă, foarte activă, foarte atentă cu copiii săi. Era foarte bună. Se înțelegea cu toți oamenii, surâdea totdeauna, punea surâsul cu grija față de ceilalți. Nu vorbea niciodată de rău, vreo persoană sau altă. Când ne auzea pe unul dintre noi spunând un cuvânt de barjucură față de cineva, spunea: lăsați, este om din satul nostru. N-am auzit niciodată spunând ceva rău despre cineva. La fel și tatăl meu era o fire religioasă și era un înțelept. Era considerat ca un fel de înțelept al satului. Era foarte gânditor și vorbea puțin. Cuvintele sale erau întotdeauna adevărate sentințe. Și oamenii satului îi stimau mult pentru înțelepciunea sa. Nici el nu se certa niciodată cu nimeni. Era un om de mare ajutor pentru toate bătrânele care nu aveau car și nici animale.
Mergea totdeauna să le aducă lemne din pădure și tot ceea ce aveau nevoie. Duceau o viață extraordinară, extraordinar de apropiată de Evanghelie. Oamenii din satul său natal, această viață care se desfășura în jurul bisericii, ia să-l întâlnire providenția. Și mi-amintește o spusă a poetului Vasile Voiculescu, poet buzoian, care mărturisește în confesiunea unui scriitor și medic. Zice, m-am născut la țară și consider acest lucru unul dintre cele mai mari binecuvântări ale vieții mele. Și aș introduce între cele 9 fericiri, o a 10-a, și anume fericiți cei care s-au născut credincioși. Sau cei care s-au născut în familii credincioase. Deci, iată, Părintele Dumitru Stăninoae gustă acest etos, pe care putem să-l numim etos filocalii, filocalia însemnând iubirea de frumusețe și orice fel de frumusețe, această întâlnire dintre calos, dintre frumusețe și bine, dintre bine și frumos, pe care Părintele Dumitru Stăninoae a căutat să o cultive toată viața. Deci începe acest itinerar filocalic al Părintele Dumitru Stăninoae în copilărie. În oamenii din satul său natal, pe care îi vedea ca pe niște icoane, în viața aceasta dusă în jurul bisericii, ritmată de marile sărbători creștine, aici el gustă acel etos pe care îl va căuta în învățământul academic de mai târziu. Îl va căuta toată viața sa. Pentru că viața Părintelui Dumitru Stăninoae. Și e foarte interesant că noi românii n-am reușit să dăm o asemenea operă. Un teolog, un tânăr teolog neamț, a scris chiar o lucrare încercând să lege viața Părintelui Stăninoae de opera sa. N-am citit această lucrare, dar și am simțit același lucru. Că viața Părintelui Stăninoae este o căutare existențială pentru omul care are conștiință de sine, care își pune problema ce caută pe acest pământ și încotro. Aceasta este căutarea Părintelui Dumitru Stăninoae. O căutare într-un secol care, se știe, n-a fost cel mai blând, cu 2 războaie mondiale devastatoare, cu ideologii de la bolșevism, ateism, comunism, fascism și alte și alte ideologii care sunt dezumanizante. Tânărul Dumitru a plecat pe acest itinerar să guste permanent ceea ce gustase în copilărie. Una dintre etapele importante ale vieții sale este Facultatea de Teologie din Cernăuți. O facultate de teologie foarte bine organizată. Cu profesori școliți, majoritatea în Germania, cu metodă de lucru german, spune... Uitați-vă dacă ar fi ceva să... Spune așa, Facultatea din Cernăuți era constituită după modelul facultăților din Germania. Se studiau științe foarte precise, cu o bună metodă de lucru, cu manuale bune, cu articole bine documentate. Teologia era cu toate acestea foarte academică. Era un raționalist. După ce parcurgeai de mai multe ori manualele și după ce învățau toate citatele din fiecare capitol despre dogmă, studenții credeau despre ceea ce au învățat că era ceva definitiv. Că nu se putea gândi mai mult despre Dumnezeu și totul se spune. Și aici intervine prima criză a tânărului Dumitru, care a fost întotdeauna sincer cu Dumnezeu și cu sine. A spus așa. Nu era ceva mulțumitor. Unde era viața religioasă a poporului? Cum puteam să mă duc în fața poporului cu aceste definiții despre Dumnezeu?
Adică, el a realizat că această teologie academică, cu prea multe definiții, și spune Părintele, la un moment dat avea impresia că după ce ai parcurs toate manualele, știi totul despre Dumnezeu. Mai mult decât atât, mărturisea Părintele, în perioada 87-88, chiar când mi-a dat să-i manuscrisul traducerii la Sfântul Atanasie cel Mare. Sfântul Atanasie cel Mare, cuvânt despre cuvânt împotriva alienilor și despre ocuparea Logosului. Și atunci am mărturisit, am mai spus-o în multe rânduri, un coleg din școala, nu știu dacă de la liceul Andrei Șarcuna de la Brașov, l-a întrebat, ce studiați voi copii acum atâta timp? Păi, cum ce studiem? Eu cred că în 3 săptămâni voi puteți învăța tot ce se poate despre el. Adică să faceți o mormântare, să dați cu cădenița și așa mai departe. Și zice, m-am întâlnit cu acest coleg peste an, după ce tradusese Filocania, deci asta se întâmpla probabil în 80, și am spus, să știi că de atunci eu tot caut, tot studiez și încă mă simt începător, încă sunt la început. Deci, iată că acest tânăr, născut în Vlădeni, săran, a avut o reacție firească la un învățământ academic pe care el l-a simțit la început străin. Unde era Dumnezeu cu care eu m-am întâlnit în copilărie? În biserica din satul meu natal, la bătrânii din satul meu natal, la părinții mei, unde era Dumnezeu? Și atunci, mai mult decât atât, spune așa, că în manualul de istoria bisericească universală, a aflat despre existența tradiției sirastre. Și în manual se spunea că în secolul al XIV-lea, la Muntele Atos și în Bizanț, a existat o mișcare cu privire la acești călugări, care aveau obiceiul să spună rugăciunea lui Iisus, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă, să miluiește pe mine păcătosul. Și manualul acesta de istorie bisericească universală afirma printre altele că a fost și Grigorie Palamon, cum am venit povestea părinții unul Grigorie Palamon, care a apărat această mișcare, care în manual era catalogată o mișcare bizară. Și atunci tânărul Dumitru a avut iarăși o reacție și a spus, cum? Păi Sfântul Grigorie Palamon, pe lângă ziua închinată pomenirii Sfântului Grigorie Palamon, 14 noiembrie, este Sfântul care dă numele uneia dintre duminicile din postul mare. A doua duminică din postul mare este închinată Sfântului Grigorie Palamon. Cum putea Sfântul Grigorie Palamon să apere o mișcare bizară sau ciudată? Aceste frământări ale tânărului Dimitrie l-au făcut pe tânărul Dimitrie să părăsească Facultatea de Teologie din Cernăuți. Deci a părăsit Facultatea de Teologie din Cernăuți și a venit în București. A venit în București unde s-a înscris la Facultatea de Litere și Filozofie, cum era atunci. A stat o perioadă, iarăși profund nemulțumit și a zis, cum adică să mă ocup toată viața de fantezie și amorurile scriitorilor și poeților? Mi se pare inutil. Și într-un moment providențial, același mitropolit, care a fost providențial pentru Părintele Stăniloae, Nicolae Bălan, l-a întrebat dacă nu vrea să se întoarcă la Facultatea de Teologie din Cernăuți. Așa s-a întors tânărul Dumitru la Facultatea de Teologie din Cernăuți, nu în ce este bun, și anume.
metoda de cercetare germană, încheiind studiile sale teologice cu o lucrare de licență despre botezul copiilor. Aceasta a fost lucrarea de licență la teologie dogmată. Dar, totuși, a rămas cu acest gol. Unde este credința? Unde este credința oamenilor din satul meu natal? Pentru că la acest lucru mă gândeam. Părintele Stăniloae a căutat să înnobileze prin scrisul său teologic frământările credincioșilor simpli. Le-a înnobilat cu scrisul său teologic. Dar pe de altă parte, toate frământările filozofice ale veacului, fie existențialiste, le-au umanizat. Deci, iată, pe de o parte, experiența bătrâniei lui Vulcănescu, aceea care bătătorise cu genunchii Pământul Colibriei de atâtea mătănii ce făcuse, înnobilat, teologisită, prin Sfântul Grigore Palaman, prin teologia isihastă, punând în centru inima, o inimă care, după ce a ascultat toate argumentele raționale sau raționaliste, arată că în ea se rășuiește Duhul Sfânt și că mintea, ca să se îmbogățească și ca să fie udată într-adevăr de har, trebuie să coboare în inimă. Așadar, tânărul Dumitru a mers în Grecia. Așa a ajuns în Grecia. I-a avut profesor pe marele profesor de dogmatică, de teologie dogmatică, Hristo Anduțus, de Zikos Rosis. Hristo Anduțus era anticatolic, adică era foarte aspru cu teologia scolastică, dar tânărul Dumitru a observat că, încercând să combată, știu eu, anumite opinii ale teologilor catolici, el este, folosește aceeași metodă, adică este la fel de scolastic. Și a fost, iarăși, nemulțumit. A venit din Grecia cu o parte din manuscrisele Filocaliei, dar a plecat totuși nemulțumit. Și după ce a ajuns la München, foarte interesant este că la München a avut un profesor, este vorba de August Heisenberg, tatăl fizicianului Werner Heisenberg, care, văzând preocuparea tânărului Dumitru Stăniloae pentru Sfântul Grigore Palaman, i-a spus că la biblioteca de München se află o parte din manuscrisele operei Sfântului Grigore Palaman, o altă parte la biblioteca din Berlin și o altă parte la Biblioteca Națională din Paris. După mărturie, părintele nu mi-a spus niciodată cum. Dar cineva spunea că și-a cumpărat un aparat de fotografiat și luni de zile, două luni de zile a stat numai la Biblioteca Națională din Paris, a fotocopiat acele manuscrise. A venit după aceea, a trecut prin de la Belgrad, între timp și-a susținut și teza sa de doctorat. Teza de doctorat a fost pe istoria bisericească universală. Patriarhul Dositei al Ierusalimului și legăturile sale cu țările române. Și la vârsta de 26 de ani, deci în 1929, tânărul Dumitru a fost numit profesor suplinitor la teologie dogmatică. Foarte interesant este că Nicolae Vărar, metropolitul, i-a spus, tu vei preda istoria bisericească universală. Ai teza de doctorat pe istoria bisericească, acum la dogmatică ești doar suplinitor. Însă, pe de altă parte, la Academia Andreeană de la Sibiu erau profesori foarte bine pregătiți, cu cursuri. Și tânărul Dumitru a fost suma și el, că trebuia să aibă un curs. Și a tradus atunci teologia dogmatică a lui Hristo Anduțus. O avea doar ca mărturie. De ce? Pentru că, în 1929, tânărul Dumitru Stăniloae a început să traducă din Sfântul Grigore Palaman, despre cei care se liniștesc. Deci, în 1929, așa cum probabil l-a cunoscut și părintele decan, care este aici de față, la doctorat, deci de atunci, când mergea în fața studenților,
un scris care probabil că era mai frumos decât acum. Cu textul proaspăt tradus, tânărul Dumitru Stănilae făcea un univers. Deci la orele de teologie dogmatică, traducând din Sfântul Grigorie Palama, tânărul Dumitru, profesor, încă nu era hilotonit, făcea un univers, dezvoltând ceea ce tradusese proaspăt din Sfântul Grigorie Palama. Va rămâne la Catedra de Teologie Dogmatică și această strădanie a sa va fi încununată în 1938 cu prima monografie serioasă despre Sfântul Grigorie Palama. Adevărat, preocupări despre Sfântul Grigorie Palama au existat în secolul al XX-lea, la început, în 1912, o operă, o lucrare a lui Grigorie Papa Mihail, dar o lucrare eminamente istorică, mai puțin aplicată spre aprofundarea teologiei Sfântului Grigorie Palama. E adevărat că peste 2 ani, cam peste 2-3 ani, va apărea și acea introducere în teologia Sfântului Grigorie Palama, John Weindorf. Dar, faptul că Părintele Dumitru Stăniloae a intrat, s-a apropiat de teologie prin Sfântul Grigorie Palama, este providențial. Este providențial, de ce? Pentru că acest început îi va deschide, de fapt, calea spre traducerea Filocaliei. Ceea ce mie mi se pare deosebit este faptul că, după aceea, tânărul Dumitru a fost hilotonit, s-a căsătorit, a fost hilotonit. Cei trei copii ai săi, se știe, Dumitraș a murit la puțin timp după naștere. Maria a trecut la cele veșnice la vârsta de 13 ani și o avem astăzi pe Lidia Stăniloae, care a scris acea lucrare extraordinară despre părintele, această relație de filiație din toate punctele de vedere. Dar Părintele Dumitru Stăniloae a devenit teolog în încetate, care va răspunde provocărilor veacului al XX-lea, luminat de Duhul care l-a luminat pe Sfântul Grigorie Palama. Și așa s-a purtat, pentru că își pune cineva întrebarea, cum adică un teolog contemplativ, cel care îl traduce pe Părintele, pe Sfântul Grigorie Palama, cum a putut să fie rector al Academiei Teologice de la Sibiu? Și am aici o mărturie a Părintelui Dumitru, în care vrea să scape de această povară administrativă, de a fi rector al Academiei de la Sibiu. Și am să vă dau câteva fragmente ca să vedem profilul duhovnicesc al Părintelui și, în același timp, omenia și bunul simț pe care l-a avut. A depus de mai multe ori memorii în care l-a rugat pe Mitropolitul Nicolae Bălan să le libereze din această funcție. Și la un moment dat spune: martor mi-e Dumnezeu că ceea ce spun eu este deplin adevărat. Poate din cauza aceasta sau poate din cauza firii mele, orice grijă măruntă se răsfrânge în epocuri mult prelungite în viața mea sufletească, răbindu-mi liniștea necesară meditației în legătură cu marile probleme ale studiului teologic. Și sunt atâtea griji mărunte în conducerea unei școli și a unui internat. Trebuie să vezi viața fiecărui student, să fii responsabil de toate transgresiunile lui, de toate neglijențele celor care slujesc, de toate insuficiențele duhovnicești ale viitorilor preoți. Te zbați între șila ordinilor mai înalte și a propriei conștiințe de a susține o disciplină perfectă și între caripda atâtor realități sufletești și sociale care ți se pun piedică și zădărnicesc toată zbaterea. Cred că am făcut destul pentru progresul duhovnicesc al instituției în acești 2 ani. Deci după 2 ani își era demisia și a făcut multe memorii. Și Mitropolitul Nicolae Bălan l-a amânat de fiecare dată. Toate acestea, spune, cred că am făcut destul pentru progresul duhovnicesc al instituției în acești 2 ani.
Dar numai eu știu cu câtă frământare și chiar cu câte lacrimi de multe ori. Toate acestea îmi răpesc continuu liniștea sufletească, încât nu pot presta nimic serios și mare în ordinea creației spirituale, după Dumnezeu. Văd că trec anii și sănătatea mea o păgubesc enorm, fără ca, în schimb, să pot insera ceva durabil în răbojul vieții mele. Un post de conducere în administrația, cum era Academia Teologică de la Sibiu, macină timpul degeaba, așa o spune. De aceea, spune, decanii și rectorii la universitate stau numai câte un an sau doi. Era modelul occidental. Ca să nu rămână prea mult timp în administrație. Ca să nu piardă prea mulți ani din cei necesari studiului. Și cu aceasta vin la al treilea argument, spune așa, cred că Dumnezeu mi-a dat un singur talent, acela al meditației cu oarecare fecunditate. Și dacă se cere ca fiecare om să fie așezat în locul pentru care este chemat, pentru că numai așa nu-și îngroapă talentul lui și este de folos maxim societății și bisericii, apoi rog și eu să fiu lăsat în liniștea mea sufletească, în care pot medita în legătură cu temele ce le am în studiu. De 2 ani mă frământ în legătură cu o monografie dogmatică despre Iisus Hristos, dar fără continuitate de meditație, de la zi la zi, văd că nu pot face nimic. Săptămâni în șir nu am posibilitatea să reiau firul preocupărilor mele, iar când îl reiau, îndată se ivește o nouă grijă administrativă. Sunt firi pe care nu le afectează micile incidente care intervin în cursul preocupărilor lor mai înalt. Eu nu am una din acele. Dar chiar pentru buna îndrumare a studenților în viața lor morală, am experiat că mai mult fac în cadrul cursurilor și convenirilor ca simplu profesor, care nu este obligat să reprezinte și să facă simțită o autoritate a legilor. Și spune el, zice, eu nu pot să fiu reprezentantul legii pedepsitoare. Adică nu putea să-i pedepsească pe studenți. Trebuia să ia măsuri. Și nu putea. Firea lui, firea părintelui, era cu totul altul. Deci, iată, am dat un exemplu al omeniei și, în același timp, al bunului simț. Al celui care a fost rector al Academiei Teologice de la Sibiu până în 1946. Cel care a fost redactor, a fost director la Telegraful Român. Și totuși, Părintele Dorinul Stăniloae a rămas înrădăcinat în această spiritualitate teocarică. Și aș da un exemplu. Au apărut acum, și chiar cei care aveți posibilitatea, au apărut, s-au publicat la editura Institutului Biblic, s-au publicat studiile și articolele Părintele Dumitru Stăniloae din perioada, deci perioada asiliană. Și aș vrea să vă dau un singur exemplu ca să vedeți ce înseamnă să simți realitatea vieții. Am citit articolul Părintele Dumitru Stăniloae în contextul dezbaterilor de la noi. Știți, când unul dintre regizori a fost incinerat, s-a stărit o polemică și fiecare dintre noi a căutat să dăm răspunsuri teologice, argumente din Scriptură. Ei, vreau să vă spun că, și toată lumea a recunoscut, că cel mai profund răspuns îl dă Părintele Stăniloae, ca în prin 1940, nu mai reține exact an, are importanță, când un mare demnitar al statului a cerut să fie incinerat. Și argumentul Părintele Stăniloae este atât de simplu, atât de sensibil și sună ca cum mai putea să arzi chipul acela care a bucurat pe mulți? Chipul acela care a zâmbit? Chipul acela care este în această noblețe? Chipul drag? Cum poți să-l arzi? Cum mai putea să arzi mâinile care au făptuit? Cum ai putea să arzi mâinile care au mânghiat? Cum ai putea să arzi mâinile care au binecuvântat? Și așa mai departe. Ori acest argument existențial și care arată noblețea omului în trup,
Chiar și după ce a trecut la cele veșnice, mie mi se pare copreșitor. Este un articol de profunzime, de bun simț și care are o filiație, este întemeiat tocmai pe această experiență a Sfântului Grigore Palama și, bineînțeles, a Sfinților Părinți, pe care i-a tradus mai târziu, în care mi se arată foarte clar. În teologia Sfântului Grigore Palama. Mi se spune foarte clar. Fraților, viața este dată de Dumnezeu. Mântuirea este exclusiv, spune Sfântul Grigore Palama și părinte de ea această afirmație. Mântuirea este exclusiv darul lui Dumnezeu. Și atunci ne punem și noi, zice Sfântul Grigore Palama, este exclusiv darul lui Dumnezeu și nouă cineva. Păi ne rămâne să ne așezăm în acest dar al lui Dumnezeu. Adică mântuirea nu este recompensă, nu este merit, nu este răsplată, este copleșitor, este darul copleșitor al lui Dumnezeu. Cum spunea Părintele Gheorghe, Munte Sfinții Părinți, ce ai tu să nu-ți fi dat Dumnezeu? Deci, în teologia Sfântului Grigore Palama, Părintele Stăniloae descoperă acest dar. Creația ca dar al lui Dumnezeu și tainele Bisericii și toate celelalte studii pe care le va scrie mai târziu. Un alt episod foarte important din viața Părintelui Stăniloae este perioada celui de-al doilea război mondial. Când Părintele Dumitru Stăniloae și-a pus problema într-un context sălbatic. Vedem, în război omul devine mai mult decât o fiară. În război, pentru că toate instinctele sunt supradimensionate în rău. Omul îl sfâșie pe celălalt. Și atunci Părintele Dumitru și-a pus întrebarea. Unde este chipul lui Dumnezeu în acești oameni? În care se vede ura, răutatea, schimonosirea, urâțirea, desfigurarea. Unde mai este chipul lui Dumnezeu în acești oameni? Și în același timp, răspunzând ca în legenda mare de închizitor, unde este Dumnezeu atunci când suferă inocenții? Și a dat răspunsul filocalic, pentru că și Dostoievski s-a inspirat din filocalia tradusă de Paisie Velicicovski în limba slavonă, limba slavă. Chipul lui Dumnezeu rămâne în fiecare om și în el, de fapt, este răstignit. În omul care ajunge să urască, omul care ajunge să batjocurească, să ucidă, în acela chipul lui Dumnezeu este răstignit. Și răspunsul îl dă Părintele Dumitru Stăniloae, într-un dialog cu filozofia existențialistă, îl dă în Iisus Hristos sau în restaurarea omului. Când întâlnim filozofia existențialistă de la existențialiștii francezi, Gabriel Marcel, Louis Lavelle, dar și Martin Heidegger, Karl Jaspers, Binswanger și așa mai departe, existențialiștii germani, unde Părintele Dumitru găsește diagnosticul lumii dezumanizate. Vă spuneam, Martin Heidegger a spus, a fost frământat și a zis, după ce Nietzsche a declarat moartea lui Dumnezeu. God is tot. Dumnezeu este mort. Atunci a venit, spune Martin Heidegger, rândul acestui ucigaș de Dumnezeu, care este omul, a venit rândul ca el să moară. Este în pericol însă și umanitatea omului. Dezumanizarea. Dezumanizarea pe care a constatat-o și ideologiile bolșevică și despre care Părintele Stăniloae va scrie în perioada interbelică. Și răspunsul îl dă tot Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care este răstignit atât în cei care ucid, fără nicio presărire de conștiință, cât și în cei care sunt uciși ca niște miei, ca jertfe ale urii și ale răutății celorlalți. Foarte interesant este, și nu vreau să insist asupra acestei perioade, doar atât. Dacă citim Iisus Hristos sau Restaurarea Omului, partea aceea în care Mântuitorul Iisus Hristos este în
agonie, în timpul pătimirilor, până la răstignirea pe cruce, insistența părintele Dumitru Stăniloae pe acest aspect arată că, da, merită să te naști, da, merită să trăiești, merită să treci prin încercări și prin suferințe, merită ca inocent să fii jertfă, pentru că marele inocent este, cum spune Nicolae Steiner, este lângă tine, este pe șantierul vieții tale. Și atunci, Iisus Hristos sau restaurarea omului devine un răspuns pentru acea perioadă în care toată lumea se întreabă, omul mai este om sau este fiară? Este fiară dezlănțuită, este mai rău decât o fiară, pentru că spunea, cred că Nicolae Steiner spunea că e cam de ca jignit pe vietele animale, pentru că ele au o limită în răutate. E omul, din păcate, care este devine demonic, nu prea are limite în răutate. O altă perioadă în această viață de căutare a Părintelui Dumitru Stăniloae este, fără îndoială, perioada București. 1946, la presiunea lui Petru Groza și la odătirea unora dintre colegii de la Sibiu, Dumitru Stăniloae este forțat să părăsească Sibiu și să meargă la București, spre durerea Mitropolitului Nicolae Doran și ajunge la București. Episodul acesta este zugrăvit, cum a fost tratat mai întâi la București, cum și chiar de confrații săi, este un episod și dureros, dar în același timp și rău. Cineva a numit această perioadă de la București, perioada teologului în pustie. Și o să știu mai că pustie București. Într-o pustie a omeniei. Într-o pustie a omeniei. Pe care doamna Lidia Stăniloae descrie destul de amănunțit în lucrarea sa despre Tatăl meu. Dar această perioadă a însemnat. Deci, în 1946 publică volumul 1 din Filocalie. 1947, volumul al 2-lea și volumul al 3-lea, 1948. Tot în aceeași perioadă se știe că a predat la Facultatea de Teologie din București până în 1948 ascetica și mistica, care a fost desfințată în 1948. De ce? Pentru că nu prea puteau ei să controleze, domne, chestia asta cu mistica e cam subversivă. Și atunci trebuie să o desfințăm. De ce? N-avem cum să o controlăm. Mistica e mai puțin controlabilă. Dar Părintele Dumitru Stăniloae a avut în această perioadă, așadar, a ajutat, e adevărat, și trebuie să spunem că Filocalia, volumele de la volumul 1 până la volumul al 4, a fost difuzată la Sâmbăta, la Mănăstirea Sâmbăta, credincioșii care veneau și la Părintele Arsenie Boca. Acum e o discuție întreagă, faptul că Părintele Arsenie este titlul al Filocaliei, nu intrăm într-o asemenea discuție. Dar a fost ajutat fără îndoială. De ce? Pentru că Filocalia a fost difuzată. Primele patru volume de Filocalie a fost difuzată mai ales în rândul credincioșilor de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus. Ceea ce este important în această perioadă și iarăși este un capitol de Filocalie, este momentul lucrului aprins. Părintele Andrei Srima a spus că Părintele Dumitru Stăniloae n-a făcut parte din lucrul aprins, dar a fost invitat de multe ori la lucrul aprins. A fost invitat la lucrul aprins și la fel ca la începutul lucrării sale de profesor. Părintele Dumitru Stăniloae traducea în acea perioadă pe părinții pe care îi va publica mult mai târziu. Adică, ceea ce întâlnim noi în Filocalia 5, ceea ce întâlnim în Filocalia 8, spre exemplu, sunt sigur că la rugul aprins, în a doua perioadă a rugului aprins. Și se știe, erau Părintele Daniel Sanu Tudor, Părintele Andrei Scrima, dar și mai tineri pe atunci, Arsenie Papacioc, Părintele Sofian Bunghiu, Felix Dubneac, o serie de, bineînțeles, poetul Vasile Voiculescu, Paul Constantinescu Muzicianu, dar și
Constantin Joja, arhitectul și așa mai departe. Lumea culturală s-a întâlnit la, nu numai la Mănăstirea în timp, ci și după aceea, în casa lui Vagus Văzileanu, pentru că la un moment dat nu s-a mai putut întâlni la Mănăstirea în timp. Ceea ce este foarte interesant este că Părintele Stăniloae, la Rugul Aprins, a citit, spre exemplu, Calist și Gnate Xantopo. Ei avea în filocalia 8, care mi se pare că a apărut în 1979. Deci, Calist și Gnate Xantopo îi traducea încă din 1953-54. Și la fel ca la cursurile de la Sibiu, Părintele venea tot cu traducerea proaspătă. Și din această tălmăcire a Sfinților Părinți, făcea un univers. Făcea un univers și am să dau și un exemplu ce minunată este această întâlnire în filocalie. Spre exemplu, ceea ce este fascinant în traducerea filocaliei Părintele Stăniloae este întâlnirea dintre cultura, filozofia existențialistă și opera Sfinților Părinți. Avem aici un exemplu în filocalia 1, chiar din Calistii Gnate Xantopo, pe care, repet, fragmente din filocalia 8 le citea deja la Rugul Aprins. Iată ce frumoasă întâlnire dintre filozofia existențialistă, care este în subpagină, în note. În note aici avem problematizarea existențialistă. Și pornește, iar aici avem deasupra pe Sfinții Părinți. Spune așa. Pornind de la faptul că, de la o afirmație a Sfântului Isaac Siru, tălmăcită de Sfinții Calist și Gnate Xantopo, care Sfântul Isaac Siru ce spune la mână? Cei care alunecă, deci alunecarea se întâmplă uneori chiar și celor desăvârșiți. Dar stăruirea în alunecare este moarte de plină. Întristarea cu care ne întristăm pentru alunecările noastre, ni se socotește în locul unei lucrări curate, Dar cei care alunecă a doua oară, aici este problema. Cei care alunecă a doua oară, cu nădejdea că se vor pocăi, se poartă cu Dumnezeu cu viclenie. De ce spune Părintele? Și aici vine Părintele în subpagină. De ce? Pentru că fiecare clipă trebuie luată în serios, ca și când ar putea fi, ca și când ar fi ultima, pentru că s-ar putea să fie ultima. Adică Părintele spune, de ce hălăduiți într-un timp care nu este al vostru? Mai departe, nu trebuie să păcătuim cu voia în nădejdea că vom afla timp în viitor pentru pocăință. Nu noi dispunem de timpul viitor, ci Dumnezeu. De aceea nu trebuie să căutăm să dispunem de timpul de față, lucrând împotriva lui Dumnezeu, în nădejdea că ne va da alte echipe în care noi vom lucra pentru El și în care îl vom îmbuna. Dacă ne-a dat clipa de față, înseamnă că ne-a dat o condiție pentru a ne declara pentru sau împotriva lui Dumnezeu. Și îl citează pe filozoful existențialist Ioan Kierkegaard, danezul, care a evidențiat importanța clipei prezente pentru a ne decide, pentru a ne hotărâ pentru mântuire, dar cu argumentul că cine se obișnuiește să amâne hotărârea pentru bine, o va tot amâna. Și conchide Părintele Stăniloae, importanța clipei de față este legată mai ales de faptul că este singura clipă dată nouă în mod sigur de Dumnezeu. Deci, în fiecare clipă prezentă, trebuie să facem binele, pentru că fiecare e singura clipă pe care o mai avem în mod sigur ca dată lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne dă un șir îndelungat de clipe, ne-l dă în felul acesta. Adică un șir de clipe din care fiecare pare ultima sau s-ar putea să fie chiar ultima.
este un... Deci, vă dați seama, un asemenea comentariu, îl făcea Părintele Dumitru Stăminoae și la rugul aprins. Ceea ce aș vrea să subliniez, și aici au fost mulți care au interpretat traducerea Părintelui Stăminoae, spune-mă, e cam țărănească un pic, chiar Vasile Voiculescu. E un limbaj cam simplu. Totuși nu este deloc un limbaj simplu. De ce? Pentru că în filocalie întâlnim conceptele moderne, dar în același timp ele sunt scăldate în savoarea arhaismelor, în savoarea cuvintelor înrădăcinate în limba poporului român. Ceea ce mie mi se pare extraordinar este faptul că cel care a apreciat limba în care a tradus Părintele Dumitru Stăminoae filocalia, paradoxal, știți cine este? Nimeni altul decât Emil Ciurat. Eram student în 1985. Părintele Dumitru Stăminoae a primit o scrisoare de la Paris. Colegul meu, Vasile Cristescu, îmi amintesc că a adus-o, i-a adus-o Părintele. Și în care Emil Cioran spune așa: „Mult stimate Părinte Stăniloae, scump prieten, v-am spus la Paris și țin să repet că filocalia este un monument capital în istoria limbii noastre. În același timp, ce lecție de profunzime pentru un neam nefericit și ușurel.” Era părerea lui Cioran, pe care o anunțase deja din când scrisese Schimbarea la fața României. Că suntem ușurelni și așa mai departe. Fatalitatea românească n-a fost să fie. Și acum vedem așa un fel de înghesuială în a vorbi de fatalitatea românească, n-a fost să fie. Vedem tot felul de înțelepți care caută să ne arate, domnule, noi românii și ne complacem și noi în aceasta. E, Părintele Stăniloae s-a încăpățânat să, în sensul bun al cuvântului, să creadă că neamul românesc are și el harisma lui. Și chiar vorbea, nu numai în reflexie despre spiritualitatea poporului, nu spune. Noi nu. Noi suntem într-o ortodoxie. Spiritualitatea noastră ortodoxă este echilibrată. Nu avem nici abisalitatea rușilor. A se vedea Dostoievski cu infernul acela în care coboară. Nu avem nici raționalismul grecilor. Credea Părintele Stăminoae că noi, într-adevăr, avem o spiritualitate echilibrată, pe care alții au apreciat-o. Și ar vrea să dau exemplu, chiar v-aș îndemna să citiți, probabil că aș citit, mă rog, cel mai frumos omagiu adus spiritualității românești este adus de cine? Credeți, de Părintele Nicolae Ștain, care în lucrarea sa, de fapt este o carte cu scrisori, către scrisori, către Virgilie Runca. Dumnezeu în care spui că nu crezi. Și acolo am întâlnit cea mai frumoasă, cele mai frumoase cuvinte la adresa spiritualității românești. Fiind provocat Părintele Nicolae Steinhardt de cineva care spunea: „Ce simți tu, evreule, botezat la ora 2 noaptea?” Și spunea: „La ora 2 noaptea, în neamul acesta de păstori, eu mă simt foarte bine.” E foarte interesant. Deci, din toate punctele de vedere, o asemenea operă, spune Cioran, despre filocalie, este chemată să joace un rol considerabil. Sunt nespus de mândru că vă cunosc de mai mult de o jumătate de veac. Cu tot respectul și toată prietenia lui Emil Cioran. Ce vrea să spună Cioran? Pentru că scrisoarea este mai lungă. Spune: „Părinte, n-ați ridicat numai un monument spiritualității românești. Filocalia, în care ați înțeles să traduceți, adică limba în care ați înțeles să traduceți filocalia cuvintele Sfinților Părinți, este un monument al limbii românești.” Deci asta o spune Emil Cioran. Această îmbinare, așadar, întâlnim conceptele moderne din existențialism. Îmbinarea dintre aceste concepte și savoarea limbii române, aceea care o păstrăm încă în limbajul liturgic și nădăjduim să o păstrăm. Această savoare, această îmbinare este deosebită și, iată, foarte interesant,
Acum, Cioran este nihilistul, este sceptic de serviciu, se spune, al secolului al XX-lea, dar cred eu că această apreciere arată că Cioran este și un stilist al limbajului. Este un stilist al limbajului, dincolo de... și recunoaște această valoare a fiecare. Un alt reper al vieții Părintelui Stăniva este fără îndoială închisoare. Se știe, a fost arestat cu membrii rugului aprins și a stat până aproape 5 ani în închisoare. Și aici ar vrea să doar atât să subliniez, pentru că nu poți într-o întâlnire să subliniez toate aspectele. Dar cred eu că aceste întâlniri sunt extraordinare tocmai prin faptul că ele sunt, de fapt, frânturi de viață. Părintele Dumitru, se știe, a fost arestat, așa cum relatează doamna Lidia în cartea sa, arestările aveau loc noaptea. Era devastată biblioteca, deci câteva ore, ce ai scris atunci și așa mai departe. Și durerea părintele a fost aceea, că suferea doamna Maria, doamna preoteasă Maria și Lidia. Aceasta a fost o durere, dar mărturisește că în perioada în care a fost închis, a avut permanent rugăciunea lui Iisus. Că s-a apropiat mult mai mult, că această teologie, această perioadă a teologului în cetate, Sibiu, a teologului care o stănește la părinții filocanici, s-a, să zicem așa, s-a întrupat în această perioadă de, în care, în vorba lui Steiner, n-ai cui să te rogi. Zice, Buddha este în Nirvana, Allah este cam departe, dar Hristos zice, este pe șantier. Este pe șantier în vieții tale, pune umăr. Părintele Dumitru Stăniva a înțeles, prin rugăciunea permanentă, rugăciunea lui Iisus, că Dumnezeu nu are grijă numai de lume, cum spune ideologiile, salvăm umanitatea și omorâm, așa, cu grămada, dar salvăm umanitatea. Și bolșevismul, și comunismul, și fascismul, și tot vorba de omul nou, de umanitate și așa mai departe. Părintele Stăniloae, se pare, că a avut în perioada aceasta, cât a fost închis pe lângă rugăciunea lui Iisus, i s-a revelat un lucru pe care îl va insera în primul volum de teologie dogmatică, cunoașterea lui Dumnezeu din împrejurările concrete ale vieții. Ce v-a spus, Doamne, cum? E cunoaștere naturală, supranaturală, catafatică, apofatică. Ce mai e și chestia asta? Cunoașterea lui Dumnezeu din împrejurările concrete ale vieții este trecută prin experiența Părintelui și de tălmăcitor al Sfinților Părinți, dar mai ales de trăitor la hotarul acesta dintre viață și moarte, când toate manualele pe care le-ai parcurs, toate cărțile pe care le-ai citit, nu-ți mai pot ajuta. Când ți se cere să dai un răspuns existențial, cu moartea nu te poți juca. Ea este democratică, îi ia pe toți, când consideră Dumnezeu, și atunci răspunsul pe care trebuie să-l dai este un răspuns existențial. Și atunci Părintele a realizat un lucru pe care ne-l transmite extraordinar în capitolul Gnoseologic. Și spune că Dumnezeu nu are grijă de lumea mai în globalitatea ei. Zice, în cunoașterea lui Dumnezeu, din împrejurile concrete ale vieții, îl cunoaștem pe Dumnezeu în grija specială pe care o are față de fiecare dintre noi. Față de mine. Față de tine. Față de fiecare dintre noi. Asta este minunat. Și zice, cum îl poți cunoaște? Păi, ai avut un necaz, ai avut o încercare prin care nu ți-ai putut închipui că ai să treci. Și poate că fiecare dintre noi am trecut prin asemenea încercări. Și totuși ai trecut. Dar Părintele este în consens cu toți cei care au suferit în temnițele comuniste și care, fiind duși la forțul 13 de la Jilava, au fost întrebați. Vă vine să credeți că dumneavoastră ați trecut printr-un asemenea supliciu? Și atunci, răspunsul care este? Nu ne vine să credem că nu e a fost. Și atunci, Dumnezeu.
Ai avut, zice părintele, o bucurie pe care nu ți-ai putut explica. De unde vine bucuria aceasta? Că dacă stai și aduni ca Ivan Karamazov din Legenda Mare în Inchizitură, nu prea găsești motive de bucurie. Și ai avut o bucurie copleșitoare. Darul acela de care vorbește Sfântul Grigorie Palama. A fost Dumnezeu. Ai simțit o bucurie mare când ai făcut un bine celui dat. Ai dăruit ceva celui dat. A fost Dumnezeu. Mai mult decât atât, ceea ce mie mi se pare extraordinar și am anunțat la început. Te-a întâlnit Dumnezeu cu un om providențial. Așa cum l-a întâlnit pe Dostoevski cu starețul Ambrozii de la Optina, și foarte puțin care vorbesc despre Dostoevski, vorbesc despre întâlnirile providențiale. A fost Dumnezeu. E, lucrul acesta este deosebit. Iată că fie în viața fiecăruia dintre noi, Dumnezeu se lasă întâlnit sau vine la întâlnire și spune Blaise Pascal. Zice, păi nu l-ai întâlnit? Se vede că a venit de vreme ce n-a mai venit. El a venit, dar nu l-ai fost prezent. Deci, iată, toate acestea sunt frânturi dintr-un itinerar filocalic. Și lucrul acesta este continuat. După ce a ieșit din închisoare, se știe, a fost reintegrat în învățământul teologic. A avut o perioadă de oarecare deschidere și atunci a fost în Germania. A primit mai multe titluri în Germania, în Anglia. A călătorit de asemenea în America, în Canada. Pentru ca după aceea, din 1973, să fie pensionat. Și am mai activat la doctorație. Fără îndoială că este interesant aici să ne întrebăm când a scris Părintele Dumitru Stăniloae opera capitală, să zicem așa, cum este teologia sa dogmatică. În 1978. Câți ani avea atunci? 75 de ani. La 75 de ani publică teologia dogmatică ortodoxă în 3 volume, despre care ne spun, doamne, nu prea e sistematic așa. Nu prea e sistematic, chiar unul dintre profesorii de la care m-au verificat la lucrarea de doctorat, este vorba de profesor Gheorghe Marcelus, a preluat niște greșeli pe care le-a preluat și a văzut și câțiva tinerei din aceștia care le știu pe toate. Și a zis, doamne, este scolastic Stăniloae acolo? Ba că este scolastic, ba că nu se înțelege nimic și așa. Nu. Părintele Stăniloae în teologia dogmatică și, de altfel, în opera sa, este patericap. Adică, afirmă o idee, se întoarce și împletește. Se întoarce, ați văzut cum împletim. Mamele noastre, bunicile noastre, împletește. Revine și împletește, revine și împletește. Acesta este stilul patericap. Pentru mințile care sunt grăbite, să nu spun superficiale, Părintele Stăniloae nu poate să slujească prea mult. De ce? Pentru că pare complicat, pare pentru unii încălcit și așa mai departe. Nu. Părintele Stăniloae este patericat. Deci, dacă citește cineva, am dat un exemplu. Chenoza Duhului Sfânt. Chenoza Duhului Sfânt. N-a mai auzit nimeni de Chenoza Duhului Sfânt. Sau oricum nu s-a vorbit prea mult în teologia dogmatică, în volumul 2, la capitolul Cristologic. Ce vrea să spună Chenoza Duhului Sfânt? Că Dumnezeu, prin întruparea Mântuitorului Iisus Hristos, are un loc în inima noastră și, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, zice, pentru că sunteți fii trimis la Dumnezeu pe Duhul Fiului Său, care strigă în inimile voastre, Abba. Adică părințele, părinte. Abba însemnând, de fapt, este ca un fel de diminutiv al părinte. Necrăștut cu diminutiv, înseamnă că există o familiaritate pe care Părintele Stăniloae a cultivat-o în toată teologia sa. Această familiaritate cu Mântuitorul Iisus Hristos, cu Maica Domnului, care este și Măicuța Domnului, această apropiere de Dumnezeu și această familiaritate pe care o vedem noi în Biserica Ortodoxă. Toată lumea spune, doamne, noi ortodoxi, dar asta este ordine. De la noi, dar așa e chiar mai mult frană.
Și Petre Țuță chiar a fost întrebat la un moment dat de o doamnă, l-a întrebat, părinte, domnul Țuță, l-am văzut la televizor, a, extraordinar, a fost fenomenal, domnule, nu știam că exact că există un asemenea gânditor, dar am avut o decepție. Ce decepție? Păi, că sunteți ortodox. Și atunci iertați-mă, replica lui Cioran, lui Petre Țuță, știți care a fost? Păi da, ești o proastă. Așa a spus. Și a zis, dar de ce? De ce ați rămas decepționat? Că știți, la occidentali, ordine, disciplină, la ortodoxul nu te vină, eu, spiritul gregar și așa mai departe. Și Țuțea a folosit tocmai argumentul pe care Părintele să nu l-a dezvoltat în teologia sa. Pentru că, de fapt, teologia Sfântului Grigore Palama. Teologia filocalică arată un lucru esențial. Pe care Părintele Semenul dezvoltă și în Chenoza Duhului Sfânt din volumul al doilea din Teologie Dogmatică. Doamne, cu Dumnezeu suntem în familie. Dumnezeu se roagă în noi. Trimisa Dumnezeu pe Duhul Fiului Său, care este denumită Abba, Părinte. Simțim mângâierea părintească prin Duhul Sfânt și spune Părintele Semenul lucru, zice, Duhul Sfânt se identifică atât de mult cu sinea noastră, încât atunci când spunem eu, strigă și Duhul Sfânt împreună cu noi, eu. Dar fără să se confunde cu ipostasul nostru. El te dăruiește mângâierea aceea părintească. De aceea este paraclet, de aceea este mângâietorul, de aceea începem noi rugăciunile cu Împărate Ceresc mângâietorul. Și această mângâiere părintească este singura pe care o păstrăm în toate momentele de încercare, inclusiv momentul morții. Că Dumnezeu este Părinte, că Dumnezeu este Abba. Că în sinea noastră se lășluiește. Și suntem în familie cu Dumnezeu. Așa spunea și Țuță. Păi da, zice, ortodoxul nu stă zmirna în fața lui Dumnezeu. Este mai în familie cu Dumnezeu drăguțul, cu Maica Domnului, în reflexii despre spiritualitatea poporului român, Părintele stă și în ortodoxie și în românism. La fel. Dar mai ales în reflexii despre spiritualitatea poporului român, arată cum noi suntem. Chiar aceste istorioare pe care le povestea tata când era mic, Dumnezeu și Sfântul Petru se plimbau pe pământ. Avem asemenea istorioare. Toate acestea ne arată că noi suntem o familie cu Dumnezeu. Nu prea stă în zmeie, adevărat. Și la urmă, știți, Țuțea plictisit de atâtea, așa, ia ascultă cu bani, știi ceva? Asta e ortodoxie, e frea. Ce să, e viață, zice. E viață bine, nu este numai formalism, nu este numai solemnitate din asta rigidă și așa mai departe. Că mi-amintesc acum că face o paralelă între canonizarea Papei Ioan Paul al II-lea și a fost o altă canonizare la noi și televiziunile erau focusate. Acolo totul era solemn, da? Aici, băieții noștri de la Tremeau au filmat cum se înghesuia lumea acolo. Fie să sărute Sfintele Moaște, fie să sărute. Dar, dincolo de toate, în bisericile acestea în care unii care sunt școliți undeva prin Occident și care se consideră laici, laici detașați de partipriurile confesionaliste, există și asemenea performanță astăzi, îi se propune un laic care nu trebuie neapărat să fie regimentat în ortodoxie sau în catolicism și așa mai departe. Sunt unii care sunt deasupra. Trebuie să spunem că cei care văd în bisericile ortodoxe miros de doar mirosul greu, de fum, de lumânări și așa mai departe, ei, și acolo, baba lui Vulcănescu, cum spune Petre Țuțea, este geniu. Este geniu pentru că știe să se roage. Pentru că cea mai mare problemă a lumii este că nu se mai poate ruga. Spunea Părintele Stăniloan în Ortodoxie și Românism. Zice, și aici n-ar vrea să... Cei care sunt pregătiți, care se consideră, știu eu, mari intelectuali, zice, oricând pot să fac o meditație despre Dumnezeu. Dar zice, a se ruga unora dintre ei este aproape imposibil. Cred că această spiritualitate pe care Părintele Dumitru Stăniloae a surprins-o și e foarte important să înțelegem că teologia dogmatică în cele trei volume nu este de fapt o sumă ca în teologia romano-catolică. Nu. Părintele Dumitru Stăniloae, spre exemplu, la capitolul despre taine, are un studiu mult mai profund publicat în revistele noastre bisericești.
Pentru cei care sunt nemulțumiți de felul în care sunt tratate anumite subiecte în teologia dogmatică, pot să găsească studii de o profunzime extraordinară în articolele și studiile Părintele Dumitru Stăniloae din revistele noastre bisericești. Acest triptic, despre care amintesc și teologii contemporani, teologia dogmatică, apoi ascetica și mistica, spiritualitate și comuniune liturghia ortodoxă, care leagă toate celelalte, adică întotdeauna teologia dogmatică trebuie să devină doxologică, învățătura de credința bisericii. Dacă nu devine doxologică, nu oguști. Și oguști unde? În Sfânta Liturghie. Dacă nu te împărtășești, n-ai înțeles nimic din teologie. Toate acestea se regăsesc în opera Părintelui Dumitru Stăniloae. Plăcere tare că l-am lungit. N-aș vrea decât atât. Să Stăniloae a tradus, bineînțeles, cam 10.000 de pagini în Filocalie, cele 12 volume de Filocalie. A adăugat la Filocalia grecească, deci în 1981 a încheiat cu Filocalia volumul La Rupere. Acesta este Filocalia grecească. Dar a adăugat după aceea Filocalia 11, deci cele 10 volume de Filocalie, după aceea a avut Filocalia al 11-lea și al 12-lea, apărute în 1990. I-a tradus pe Sfinții Părinți ai Bisericii și aici trebuie să mărturisesc un lucru pe care l-am văzut, l-am gustat. De fiecare dată când traduceam un nou Părinte al Bisericii, spunea extraordinar! Ce minune! Ce bogăție! Îl traducea în perioada în care mergeam la Părintele, în ultima perioadă, pe Sfântul Chirin al Alexandriei. Sunt 5 volume publicate. Și de fiecare dată. Ce minunat este Sfântul Chirin al Alexandriei. Fiecare Sfânt Părinte îl simțea cu această noutate și zicea, ce păcat! Sunt atâtea bogății și este păcat că nu putem să le aducem la lumină, să le traducem, să le tălmăcim. De aceea, în ultima perioadă, regreta, zice, ce păcat că trebuie să mai și dormim. Pentru că sunt atâtea lucruri. Și în 1992, când împreună cu 40 de elevi, și aici este o bucurie, nu este nicio mândrie și nicio laudă, cu 40 de elevi de la Seminarul Teologic din Buzău, am fost la ultima aniversare a Părintelui Dumitru Stăniloae. Părintele Bordașiu era de față, dacă nu mă înșel, nu știu dacă v-am venit, dar ați fost cu doamna preoteasă, atunci prezent. I-am cântat colinde, a vorbit atât de frumos, a fost o întâlnire deosebită în care Părintele a mărturisit. Mă simt încă la început. Sunt atâtea lucruri frumoase. Încât ce păcat că nu putem să ne... Dacă mi-ar mai da Dumnezeu viață, să pot să tălmăcesc. Și a tălmăcit pe Sfinții Părinți, dar deosebirea dintre Părintele Dumitru Stăniloae și ceilalți traducători. Și aici aș vrea să fac, fără să fiu malițios, o comparație între imnele Sfântului Simon Noul Teolog traduse de Părintele Dumitru Stăniloae și traduse la alte edituri. Este, de fapt, apropierea în Duh de Sfinții Părinți. Pentru că Părintele Stăniloae se ruga Sfinților Părinți pe care îi traducea. Îi simțea aproape și lucrul acesta este mărturisit de doamna Lidia Stăniloae în cartea dumnei ei. Zice, la masă, noi stăteam de vorbă, zice, cu Sfântul Maxim. Avea impresia că Sfântul Maxim Mărturisitorul face parte din familia noastră. Întotdeauna la masă ne povestea ce bogăție, ce minune. Faptul că s-a apropiat de Sfântul Maxim Mărturisitor, arătând că mintea omenească este lăsată de Dumnezeu să contemple, să se minuneze. Omul care nu se minunează, omul care nu se bucură, omul care nu are această dimensiune contemplativă și care vrea să fie, să facă realitate după mintea lui, în gustă. Și Părintele Stăniloae, prin Sfântul Maxim Mărturisitor, arată. Păi mintea, zice, este lăsată de Dumnezeu nu să cuprindă ea, nu să pătrundă ea, ci să se lase cuprinsă și pătrunsă de ce? De descoperirea lui Dumnezeu.
Pentru că ea nu inventează o realitate. Ea trăiește într-o realitate care este darul lui Dumnezeu. Și aceasta este, de fapt, mintea contemplativă. Pentru că acum există un curent al deconstructivismului care, cum să vă spun, realitatea asta care o gândesc eu. Realitatea, și treaba ei, realitatea, dacă nu se potrivește cu mintea mea, asta e treaba ei. Dar realitatea este asta care o gândesc eu. Nu? Așa se întâmplă și în zilele noastre. Deci, Părintele Dumitru Stănirea a deschis prin Sfântul Maxim Mărturisitorul calea spre această noimea vieții. Arătând că nimic în lumea aceasta nu este întâmplător. Arătând că întâlnirea sa cu Dumnezeu, în satul natal, cu Dumnezeu în Grecie, cu Dumnezeu apoi prin Sfântul Grigore Palama, pe care îl descoperi cum la Occident, în bibliotecile din Occident. Întâlnirile sale providențiale, cu mari duhovnici, care au spus că Părintele a trăit la hotarul dintre viața de mirean și viața monahală, care s-a străduit prin filocalie să arate cum putem transforma viața creștină în eveniment al vieții noastre personale. Și insistând pe acel proces al despătimirea, dobândirea virtuților și apoi contemplația și vederea lui Dumnezeu. Toate aceste etape pe care le-a dezvoltat și în cursul său de ascetică și mistică. Deci Părintele Dumitru Stănirea a fost cel care, așa cum mărturisea în citatul pe care l-am dat la început, ne-a arătat că ne putem întâlni cu Dumnezeu a Ievea. Spune în scrierile Sfinților Părinți, am înțeles că te poți întâlni cu Dumnezeu a Ievea în viața ta, prin rugăciune. Și ce minunat este, și noi avem liturghia. Chiar îmi amintesc un amănunt foarte interesant, așa l-am mai spus când a fost anul Părintele Dumitru Stăniloae. Când Părintele Dumitru Stăniloae cobora scările la Facultatea de Teologie din București, unul dintre colegii săi, fiind cu ofițerul, probabil, ofițerul care răspundea de facultate, a zis așa. Ia uite-l și pe misticul nostru. Și atunci Părintele Dumitru s-a întors și a zis, dar frăția ta când te împărtășești, nu ești mistic? Te poți împărtăși fără să fii mistic? Acest dialog și vă rog să mă iertați pentru aceste frânturi pe care eu vi le-am prezentat în această seară, dar am considerat că atât cât am înțeles, cât am reușit să vă transmit în această seară, pe care o consider o seară providențială cu întâlnirii cu Părintele Dumitru Stăniloae și am să închei cu 4 octombrie, între orele 22-23. Să ieșim de aici. N-are rost să rămânem aici. Să ieșim de aici, în har și în adevăr. Vorbim despre Tine, Doamne. Nu mai vrem să rămânem aici. Nu mai suntem în somn. Ne sculăm din somn, ne sculăm de aici. Hai să ne sculăm, hai să... Maica Domnului, să ieșim de aici. Maica Domnului, nu vrem să rămânem aici. Nu mai vrem să rămânem în somn. Până când să rămânem aici? Până când să rămânem aici? Nu mai vrem să rămânem aici. Nu mai vrem să rămânem aici. Plin de har și de adevăr. Plin de har. Hai, hai, hai. Hai, hai de Doamne. Hai, hai, hai. Acestea au fost ultimele cuvinte ale Părintele Stăniloae și mă iertați și vă mulțumesc. Vreau să mulțumesc în primul rând lui Dumnezeu. Că fără voia lui Dumnezeu nu se pot întâmpla lucrurile frumoase, sigur, cu voia lui Dumnezeu și cele mai grele, dar mai ales aceste lucruri frumoase. Această seară frumoasă. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a dăruit pe Părintele Stăniloae să fie al nostru. Și în urma noastră a lui Ortodoxiei. Mulțumesc Părintele Profesor Gheorghe că ne l-a adus atât de aproape, Părintele
profesor Stăniloae. L-am simțit ca și cum ar fi fost aici cu noi, niciodată, parcă nu am văzut chipul atât de complet al părintelui Stăniloae ca în acest itinerar al vieții părintelui profesor Stăniloae. Această care ne-a adus prin filocalie, ne-a învățat să iubim frumos. Eu mi-aduc aminte de prima mea întâlnire, aș vrea să evoc, n-am avut fericirea să-l cunosc de aproape, deși l-am iubit foarte mult. Prima întâlnire a fost o dezamăgire. Să vă spun contextul. Eram prin anul 2, mi se pare, la teologie și sâmbătă seara aveam câte o meditație după vecenie. Și venea când un profesor, pe rând, așa, gândui să ține câte o meditație. Profesor mare. Am avut fericirea să am la teologie, să prind generația aceea de profesori foarte mari. Nu că n-ar fi fost după aceea, dar a fost o generație cu care noi ne mai întâlnim. Și a fost și sunt și poate fi profesor mare. Și ascultam cu interes, dar cu interes așa selectiv. Pe profesor. A venit și rândul părintelui Stăniloae. Toți eram concentrați la maxim. Biserica arhiplină, noi cu caiete sau cu hârtiuțe și cu pixuri, cu creioane în mână, să notăm toți. Eram ca sugativele acolo. Ne gândeam la profunzimi, la înălțimi. Nimic. Am plecat dezamăgit de acolo și chiar am avut o decepție, pentru că a fost o deziluzie. A venit părintele Stăniloae, ne-am vorbit puțin, vreo sfert de oră, despre liniște. Mă așteptam la termeni, la idei, despre liniște. Cum să fim liniștiți și cum să dăruim liniște. Și ne-a dat niște exemple, cu niște părinți, niște călugări de la catedrală, care atunci când mergeau cu cădelnița, erau atât de liniștiți și dădeau așa liniște și radiau liniște și linișteau pe cei din jur. Cum să fii liniștit și să împrăști liniște, să liniștești pe cei din jur? Vă spun, în timp, mi-a rămas această meditație a Părintelui, am uitat pe toate celelalte, care mai de care, mai savante, la ceilalți profesori, că s-a depus praful uitării. Firesc. Le-am uitat. Pe aceasta n-am uitat. Prin simplitatea ei s-a înfipt atât de mult în suflet, că n-am uitat-o niciodată și mă hrănesc mereu. Părintele Stăniloae ne-a zis să fim liniștiți și să dăm liniște. Să transmitem liniște. O simplă meditație mi-a fost mie aproape nu că de ajuns. Dar m-a ajutat. Călăuzitoare pentru toată viața. Iată, această simplitate de care vorbea părinte profesor, că a venit la lucrurile, a știut să vină la simplitatea aceasta duhovnicească. Spunea, Dumnezeu nu este netrecător pentru că este simplitate absolută. Dumnezeu nu este complicat. Te întâlnești cu El în simplitate, în lucrurile simple, în frumos. Iubirea de frumos și localia. Am învățat în seara aceasta și am ascultat pe nerăsuflate, la propriu. Eu aveam impresia că nu mai respirăm. Așa, cu atâta dragoste și atâta frumusețe pe care ne-am învățit, încât am uitat să mai respirăm în seara aceasta. Și mulțumim Dumnezeu și pentru aceasta, mulțumim dumneavoastră pentru o steneală și aceste seri ne sunt de mare folos și sperăm să reedităm. Părintele Gheorghe, să mă ierte dacă folosesc cuvânt, este o comoară. În acest sens transmite, are ce se transmite și știe să transmite. Și îl rog, l-am invitat și la am avut conferință cu toți preoții, o să-l mai invit
Și aici și în altă parte, cât o să poate. Drag de dânsul, cât o să pot și eu, dânsul o să vină cât poate, pentru că avem nevoie. Și plata este multă în cer. Dar și noi, aici pe Pământ, îi mulțumim și rugăm pe Dumnezeu de sănătate să treacă repede frisonul și să ne vedem și cu alte ocazii. Să dea Dumnezeu să plecăm de aici cu aceste lucruri frumoase și să le răspândim și să le folosim, să nu rămână așa doar ca o seară frumoasă, să le lucrăm. Părinte Proveru, dacă îmi permiteți, tot ați amintit de decepție, mi-amintesc de cartea de dialog 7 Dumnezeu cu Părintele Sărănă a Domnului Sorin Dumitrescu. Domnul Sorin Dumitrescu punea niște întrebări din acestea foarte, așa, ca să sunt luați. Și Părintele Sărănă, la un moment dat, a început, păi nu știu. O dată, de două ori, nu știu. Păi Părinte, dumneavoastră care ați tradus filocalia, părinții, biserici, nu știu, nu știu. Păi dacă urma să spune, nu știu. Păi nu știu. Ori că n-am fost vrednic să-mi descopere Dumnezeu, ori că nu m-am rugat unde a ajuns, pur și simplu, dar nu știu. Și asta e valabil și pentru noi părinți. Și apoi zice, mie nu-mi place să mă sfătoșesc. Dacă nu știu, nu știu. Și ne-a dat o lecție multora dintre noi, pentru că noi avem impresia că cei care credincioși, și aici este tot filocal. În momentul în care credincioșii ne cer un răspuns, noi ne facem deștept și trebuie să dăm un răspuns la toate întrebările. Dar e bine să spunem uneori și nu știu. Că, și să spunem atât. Rugăciunea mea, binecuvântarea, așa, sunt mai folositoare și Dumnezeu să ne lumineze pe tot. Dar cred eu că această lecție de smerenie a Părintelor, care era firească, nu știu. I-a pus o întrebare foarte sofisticată cu Ungerii. Și a mai pus o întrebare tot așa. Deci, Părintele Sărănă era un spectaculos. E adevărat că în operă, eu cred că acesta este secretul. Și le spuneam și elevilor de la Buzău atunci, în 1992. Fraților, după ce l-ați cunoscut pe Părintele, sunt convins că veți înțelege mult mai bine. De ce? Pentru că opera Părintelui, teologia Părintelui, înseamnă dragoste față de persoana Părintele Dumitru Stăniloae, înseamnă multă răbdare și înseamnă stăminte. De ce? Pentru că este o teologie vie. O teologie a nuanțelor pe care Părintele a învățat-o la Sfinții Părinții. Cum zic, ce certurile astea între părinții bisericii și ieretici și așa mai departe? E, adevărul nu poate fi redus la suprafață. Asta înseamnă superficialitate. Și tu ai dreptate și tu ai dreptate. Adevărul are nuanțe și nuanțele vieții, pe care Părintele Stăniloae ni le-a împărătășit în Părintele. Mulțumim tuturor și Dumnezeu pentru toate. Facem rugăciune. Numele Tatălui, 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 cu bine se poate vrea să se vede și pe tine, să se Dumnezeu, cea pură, fericită și prea nevinovată și mai ca Dumnezeu nostru, ceea ce e mai cinstită decât de primii și mai mărită fără de asemănare decât de sabinii, care fără scrieșune de Dumnezeu cu Cuvântul a Iisus, pe tine cea poate vrea să se poate Dar nu le-a putut gelunca. Parțial.